No, salutare! Astăzi am venit la bălțile Nera de la Simeria. Astăzi o să pescuiesc cu nada care mi-a rămas de la Dunăre. Deci este nadă făcută așa ca o mămăligă, deci în niciun caz nu este o nadă recomandată pentru pescuitul la feeder pe bălți din astea private. Deci practic o să pescuiesc cu nadă pentru sălbatic, o să pescuiesc pe balte private. Nada aceea de la Senzor, pentru Dunăre și Delta. Asta e nada cu aromă de scoică. Deci, ce vedeți aici este o bucată de melc, pentru că aici sunt foarte mulți pești mici, de exemplu cum e asta pe care tocmai l-am prins. Vreau să-i mai selectez măcar cu o lansetă. Am găsit 3 melci și le-am scos. Deci am scos din cochilie și am tăiat în bucăți așa mai mici. Ce vedeți aici este o bucată de melc pusă direct pe cârlig. Și după cum se vede, nada mea e ca o mămăligă. Dar tocmai de asta vreau să încerc să prind măcar o bucată mai mare. Nu vreau să prind mulți și mici. O să le liberez acum pe asta și să văd cum o mai fi. Bun. Montura pe care o folosesc, cine mă urmărește o știe, montura clasică cu Method Feeder. Găsiți montura, dacă scrieți pe YouTube, găsiți o grămadă de clipuri cum se face montura. Deci așa arată. Hai, mă, focalizează, mă. Bun. Montura cu spin. Primul pește a venit la vapor sus, ăsta. Căpșună și usturoi. Așa arată. Așa arată vapturile. Și cum am zis, nada aia pentru sălbatic. Nu știu dacă vedeți acolo în larg, se văd niște balize. Sunt puse la jumatea bălții, nu știu ce distanță până acolo, 90 de metri. Eu trebuie să pescuiesc cât mai aproape de ele. De aia folosesc fir textil ca înaintaș. Am 10 metri de fir textil și sper să lansez cât mai aproape de balizele alea. Să vă și arăt imediat că se și mișcă, deci peștii sunt călare pe ele. Ia uitați cum se mișcă baliza, e călare pe ea. Deci acolo sunt peștii. Majoritatea peștilor stau la jumatea bălții, acolo la balize. Dar vin și mai încoace. Deci aici la balta asta se pescuiește foarte, foarte în larg. Am și a doua trăsătură, tot la nadă, la pop-up. Ia uitați cum a slăbit-o.
Astea sunt bucățile de mel. Le-am tăiat cu cuțitul, se vede acolo. Bucata asta, de exemplu, mai poate fi tăiat în jumate, deci încă două bucăți din ea, că altfel este cam, totuși cam mare. Dar cum am zis, sper să tragă și la melci din ăștia, eu zic că o să tragă 100% și sper să intre și ceva bucăți mai mari. Se vede. Toată ziua o să dau cu o lansete cu melci. Prima trăsătură la melc și cum o ține întinsă. Asta e primul pește la melc, să vedem. Tot mărunt sau mare? Din păcate nu e unul dintre aia mari, dar tot e frumos. Dar important e că, uite, mai am bucata de melc acolo, se vede în gură. Și cam o pot refolosi. Ia uite. Ce îmi place când pot refolosi bucata de melc, ia uite. Ia uite bucata de melc în gură. S-a dus pe fir în sus. Asta înseamnă că stă foarte bine. Ia uite. Nu, în caz că n-aveți pop-up-uri la voi vreodată. Ia uite, trage și la sau nu? Bun. Deci. Așezăm iar bucata așa pe câlig. Deci așa trebuie să stea. Așa. Și asta e nada. Nada de pe Dunăre, eu. Cu bucăți de porumb în ea. Este supraumectată ca să stea bine pe Dunăre. Dar văd că merge și aici fără probleme. Iau cârligul așa și îl bag în nadă, doar cârligul. Așa, îl apăs un pic. Și asta e.
faina trasă. Sper să intre și ceva mai mare. Cu ăsta nu dau clipsat, tocmai de asta nu dau clipsat, că poate intre ceva mai mare și se poate să și afire. Ia uite cum pleacă iarăși la melc. Uai, ce frumos! După cum se vede, și cu nada pentru sălbatic, adică prins pe privat și cu nada pentru sălbatic. Bucata de melc întreagă. Cred că toată ziua se prind cu bucata asta. Și peștele este frumos. Cum am zis, încă aștept să intre aia mai mari. Așa pleacă melcul să-mi aducă mie un crap mare și frumos și gras. Mult timp am încă o trăsătură.
Asta a intrat la pop-up-ul, la pop-up-ul ăsta, Dumble, căpșună și ananas. Așa arată. Ia uite cum arată Dumble. Căpșună și ananas. Ce hotărât a plecat. Chiar frumos, mai frumușel.
Ia ce frumos pleacă. De mult n-am mai avut trăsătură, cred că de vreo 2 ore. Ia uite, ăsta s-a dus în dreapta, încolo, peste ăsta la altă. Nu sunt pești în zonă, nu stau în zonă, doar mai prind așa doar câte unul care mai trece. Așa la intercepție. Peștii stau pe capete, deci pe capete s-a prins foarte, foarte bine. Se văd, poate pleacă oamenii așa, puc să dau și un pic pe capăt acolo, dar nu cred. Deci eu ce prind aici, prind așa doar la intercepție. În schimb, pe toate capetele, pe cele 4 colțuri de cap, se prinde destul de bine. Câte mirvau. Bine că mai intre și câte unul. Așa. E interesant că la melc nu mi-a mai tras. Am prins azi dimineață 2 sau 3 la melc și după aia n-am mai tras. Tot la popa puleastă cu aromă de ananas. A intrat. O blinjoară chiar faină. Pleacă oamenii, nu? Pleacă oamenii. Da, da. O. O să dai și pe unul și pe doi, pe care vrei. Programul până la cât e, că nu mai știu. Programul până la cât e? Până la 7. Până la 7? Până la 7 să ieși cu mașina pe poartă. Da, da. De pe unul. Da. Bun, hai că am prins locul ăsta. Bățul ăsta din dreapta, deocamdată e cu melci, poate cu melci, adică cu melcul. Poate le schimb între ele mai târziu, că mai bine am prins pe popa până ultima oră. Așa. Ăsta e unul și ăsta la alt, din stânga,
deja e pregătit. Asta. Cu asta dau și mai departe, că am pus un metod de 50 de grame. Și cu asta pot să mă duc o țură și mai departe. Și asta contează. Aici cu cât te duci mai departe, cu atât. Cu atât ai mai bine. Să trebuiască să dau mai departe de atâta. Mă, în fine. Cam dacă le las aici. Să vedem ce iasă. Nu știu câte ore mai am de pescuit, dar mai am ceva. Să vedem cum fi. Deci am lansat de 2 minute și deja e pe ea. Ia uitați pe ce înseamnă locație, ia uitați. De 2 minute am lansat-o și și-a fir acum. L-a luat deja. Deja după 2 minute. Bă, copilul a aruncat și mai aproape, știi? Da, păi vreau să dau și mai departe de atât. Așa urma pagubă. Am văzut. Conturi rupte, vârful. Da. Vârful pierdut. Da, da. Nu, no, ăsta e. Trăsătură după nici 2 minute, cum am zis. Nu au trecut cam 50 de minute de când am prins peștele din locul ăsta. Când am ajuns aici, am zis că gata, am dat lovitura după ce l-am prins pe ăla la nici 2 minute. Dar de atunci n-am mai tras nimic, am dat și mai în stânga, și mai în dreapta, și mai în larg, și mai la mal.
N-am mai mișcat nimic. În fine, ar mai fi din program vreo 2 ore de pescuit, dar nu mai stau. Deci, eu zic că a fost bine, am prins 2-3 pești și la melc, restul i-am prins doar la pop-up. La dumbbell acela cu aromă de căpșune și banană. No, cum am zis, măcar am avut o vreme faină, tot a fost ok, n-a bătut vântul prea tare, a bătut exact așa cum trebuie. Deci a fost o zi frumoasă. No, asta este, n-am prea prins foarte mulți pești, apa încă este rece, azi dimineața era 1 grad când am venit încoace. Deci noaptea încă este rece, trebuie să fie așa o perioadă în care noaptea să nu mai scadă sub 8, 9, 10 grade și atunci vor începe peștii să mănânce cum trebuie. Poate parcă o da ceva la ăla la melc în dreapta, dar nu cred totuși. No, în fine, mi s-a părut. N-a fost nimic serios. O să le strâng și o iau frumos spre casă. Ca de obicei, vă salut și să ne vedem cu bine pe malurile apelor.